Astăzi, potrivit calendarului Patriarhiei Ierusalimului, în Țara Sfântă, creștinii ortodoxi au sărbătorit ajunul bobotezei. Cu acest prilej, preafericitul părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, a săvârșit slujba de sfințire a apei la râul Iordan. La eveniment au participat și foarte mulți pelerini români veniți în Țara Sfântă prin intermediul Agenției de Pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române. Sărbătoarea a început cu slujba vecerniei săvârșită în biserica mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul, aproape de locul istoric unde a fost botezat Mântuitorul Iisus Hristos. Apoi pelerini din toată lumea au plecat în procesiune la râul Iordan. Aici, Patriarhul Ierusalimului a aruncat în apele Iordanului Sfânta Cruce. Episcopii, preoții și credincioșii din mai multe zone ale lumii, credincioși creștini veniți la locurile sfinte, au participat la procesiunea până la malul râului Iordan, unde s-a sfințit apa, s-a săvârșit slujba de sfințire mare a apei, iar apoi Patriarhul a aruncat în apele Iordanului Sfânta Cruce. Au participat și multe grupuri de credincioși și de pelerini români aflați în aceste zile la locurile sfinte. A fost prezent și mitropolitul Andrei al Clujului, care însoțește un grup de pelerini din zona Ardealului și au participat la această slujbă. După terminarea slujbei la malul râului Iordan, pelerinii români s-au îndreptat către așezământul românesc de la Erihon, aflat în apropiere, unde am săvârșit slujba de sfințire a apei mari în limba română, împreună cu toți părinții slujitori care însoțesc aceste grupuri. Prin intermediul Agenției de Pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române, au ajuns în Țara Sfântă la această sărbătoare peste 240 de pelerini români. În dimineața celei de-a doua zi, data de 18, când este mare bucurie cu ajunul bobotezei și mare zi de post, de ajunare, pelerinii s-au deplasat la râul Iordan încă de dimineață și s-au pregătit acolo pentru a întâmpina cu bucurie momentul în care prefericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea al Ierusalimului, împreună cu soborul de dracuvioși și cu cernici părinți, au săvârșit slujba de sfințire a gheazmei celei mari, iar mai apoi momentul culminant când Patriarhul Ierusalimului a venit și a aruncat crucea în apă, văzând cu toții minunea întoarcerii râului Iordan. Această zi de aleasă bucurie pentru pelerini a avut o însemnătate foarte mare pentru ei, mulți dintre ei aflându-se deja a doua sau de oară pe această minune și au rămas cu toții impresionați, pentru că de fiecare dată un pelerinaj în Țara Sfântă îți creează bucurie, emoție și, bineînțeles, o imensă satisfacție spirituală. Pelerinajul va continua mai apoi, în ziua următoare, data de 19, cu vizitarea Muntelui Măslinilor, vizitarea Mormântului Maicii Domnului, cu drumul crucii, Via Dolorosa și cu celelalte obiective frumoase și de importanță spirituală din Țara Sfântă. Pelerinii români au putut vedea de la distanță și locul în care a existat schitul românesc, unde a slujit Sfântul Ioan Iacob. În prezent, acesta nu poate fi vizitat din cauza că zona este minată.